Bună ziua! Șoferul este, cred că acolo. Cu respect, Aplu, vă salut, domnul polițist. Puteți să dăm la parte? Pot să o împing cumva ca să o dăm la parte. Dar dacă dai în bară, stai puțin. Auzi, veniți că a venit poliția aici, vă spui. Hai, domnule. Hai. 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 Bine că ai scăpat, tu vezi de treabă, puțin dacă n-ai mai scăpat. Hai să facem ceva, dăm cu spatele și o dăm așa până la urmă. Îmi acolo că e mai la vale și eu pot în afară, pot să scăpat. Ia, hai scoate. Accident. Trist este, din păcate, dragii mei, s-a întâmplat. Bine că noi călătorii suntem sănătoși, dar... Dar domnul mecanic unde este? Nu, acolo, nu, 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 a fost în pasajul acolo, liberat pasajul. Nu, nu, nu. Da, 540, 540, am X, da, da. Este. Vă mulțumesc frumos, da. Colegul. 540, care este seria 95, cred că. Am X54. Da, 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 știu, dar mai are o serie 95, ul parcă. Vine și vă împinge până acolo sau? Da, știu. 540 cum ne întâlnim noi, ce aveți pe aia de parcurs și un buletin, vă rog. Oricum, vă mai rămâne aici. Și stabilim când ne vedem pentru autorizații de reparație. Încerc scuze ca să-i prind. Noi după testare o să ne trebuie. Să stabiliți de comun acord când puteți veni și să ne anunțați.
sunt eliberat la fiecare autorizație de reparație. Daniel, s-a făcut cam de visă închisă telefonul. Numărul de mașină, vin să-i găsi. Dar i-a mai zis odată. Și fac să-o închis când. Trebuie să-l bag la încărcare. El e. Spune că s-a terminat bateria. Da. Sunteți la poliția pe ceva? Da. Sau? Da. Perfect, ajung și politică de testare. Da, da, da. Da? Trebuie să vină alt automotor, cred că. E lovit undeva, cred că. Mai e gravă, cred că de nu vine 549. Că ăla e posibil. Totul a vedere. Și în momentul ăla... Ce, mai vine un echipaj sau? Da, m-am dat omul. Da, da, din tren, ăla e mecanicul care a făcut trenul. V-ați lovit? Nu, nu, nu niciun călător. Nu, nimic n-am pățit, nu, nu. Impact puțin a fost, nu. Nu, nu. Nu, n-am pățit nimic. Mulțumesc la Dumnezeu, nu. Niciun călător, nu are nimic. Nu, 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 niciun călător, nu, nu. Trebuie să o ducă pe platformă mașina, că altfel... Stau, stau, nu plec, stai liniștit, ducă ca să rămân și oameni. Ai luată din rezervă, ca să schimbi luată. Da, alo, da. 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 Teme. 02. Nu, n-are nimeni nimic. Vine și televiziunea? Nu mai vine, nu cred.
a oprit și când a fost în dreptul lui, a intrat în mine. Pentru că omul a zis că a crezut că vrea să mă simt. Da, păi așa ați procedat. Pur și m-a oprit, m-a mutat stânga dreapta, eu n-am văzut nimic. Și am plecat drept în trenul. N-ai văzut pe Rava? În momentul ăla când fii cu fata din față, am dat cu fluierul, ai oprit, ai stat și când a fost în dreptul lui, atunci a intrat. Eu ce te cred, nu îți ucidere, că doar nu... Vreți să numiți parametri sau nu? Tensiune sau nu? Nu aveți vreo supărăciune. O, că mai tratăm spune. Ai grijă. Bine, atunci vreau să ne semnat că nu vreți... Am spus că ai și nașpa. L-a luat ca lumea că... Trenul? Nu, aia eu rup. Da, e gata. Nu ai nimic, nu mai merge. Eu rup conducta, nu mai avem mai. Nu-i... Păi dacă e rup conducta, e clar, nu mai... Cum o spun, toată rămâne? Da, aia se mai poate repara, nu bănuiesc boghiul să... De fapt, da, la Marob, cred că, numai la Marob dacă o duce. Marob Brașov. Marob Esa, așa îi zice. Dar au mai fost asimilar, la parți au fost. La parți au fost iar asimilar, acum o lună. La parța au fost mai gravă ca aici. Nu, dar oricum trebuie să spun de grea. Alt automotor e trimis deja, vine la fața locului, nu? O să merg un bune, dar nu. Ce fără? Vă ajutăm să împingem ăsta. Nu, ce să zic, că nu e blocat. E să taie, e să iergă. Ah, frânele, gata. Frânele sunt duse, aia. Nu, dacă le repară specialiștii, angajații. Păcat că și eu nu pot să repar, eu dacă vedeam, reparam trenurile. Îmi cer scuze, da. A, da. Că ai, dumneavoastră sunteți cu băiatul. Cine e conductor? Ce este? Autotren, Regio Călător? Regio Călătorii, da. Automotor. O, plecam motor de ură. Tinere, tu de la presă, de unde ești? Eu? Da, eu sunt simplu, dar normal sunt și pasionat de trenuri. Sunt fotograf, da. Puteți să... Tu ești de la Dineș. Ba, de la, ba da, de acolo. Da. Dar normal eu trebuia să... Am văzut filme de ale tale. Știu, știu, eu normal trebuia să ajung la Arad, trebuia să ajung. Și cum ai ajuns aici? Bine, am ajuns mai repede când m-a dus cineva până în Peciu și am prins ăsta de Cruceni. Și am zis, decât să stau în frig în Peciu, am zis să mă duc la... A, la... tu erai în tren? Da, eu eram în tren, nu... A, ce acțiune ai prins. Nu filmai când s-a întâmplat, nu? Dacă nu se întâmpla, nu, normal. Ai ratat, ai ratat. Foarte bine. Nu, eu fac în libera exprimare, pentru că Constituția României, articolul 31, ne dă drept la libera exprimare, atâta timp cât nu deranjez cu nimic. Exprimare, dar nu liberă filmare. Și liberă filmare, ba da? Pe domeniul public, da, da. Puteți citi legea, sigur. Chiar puteți să citiți că este specificată, este... Acum ce faci? Stai în campanie. Stam până plecăm, aia e. Azi când vine tren de urgent. Da, da. De asta sunteți călători, nu? Da. Aha. Băi, ești la televiziune tu? Eu? Nu, nu, eu sunt fotograf independent. Bine, bine. Cine m-a întrebat? Călătorul. O să fie, o să urmăresc să văd dacă ai postat. Pe canalul de YouTube, pe Photograve din Iași Studio, va ieși de seară. Da, da, da. Da, da. Mă aveți la... Ei! Sebastian Friend, dar cum vă numiți dumneavoastră? Da, da. Da, am văzut filmări din Peciu și din Dine. Da, este, adevărat, este. Pe comunitate, da, da. Bravo, bravo. Trebuie cineva să documenteze. Normal, adevărat, ați punctat foarte bine.
Zic, cum vă numiți dumneavoastră, ca să... Că nu, vă, nu știu dacă vă știu, poate vă știu, poate nu. E Adi. Cum, Adi? Vâtcă, din Peces. Pare bine, Sebastian Mules. Noroc. A, dumneavoastră unde la Cruceni ați vrut să ajungeți, nu? Da, da. Trebuie să vină automotorul de... Mai degrabă, cred că 549, dacă nu vine. AMX-ul. 549, că alt tren, sau 106 poate să vină. Depinde. Dacă mergi în mecanică, trebuie să știi, e scară ruptă, țeavă de la ducte alimentare și scară. O pe partea stângă. Stângă față. Altceva nu mai nimic. Ui, altceva nu mai nimic. Destul ca să nu mai nimic. Na, dragii mei, că cred că voi ajunge cu întârziere la Timișoara, dar e interesant dacă voi prinde Regio 3115, cel de Oradea, la 12.59, dar nu este nicio problemă, că dacă nu mă duc la Cenad, cu 11.185, la 14.09. Ok, încerc, nu, încerc scuze, nu mă... Tragi tu pe el, când o vezi. Hai cărdigaie. Așa toate și mărunțelele astea, toate vă se cruce, da, da. Tot ce e mare, da? În mare, că nu mai lipești tu ăsta, ce faci? Dar nu mai știu, dracu, nu mai știu să fac. Fraților, eu n-am mai văzut, nu mi s-a întâmplat mie ca călător niciodată până acum. Ai văzut s-a întâmplat acum? Aia s-a întâmplat, numai Dumnezeu știe ce s-a întâmplat. Haideți să surprindem locul incidentului sau accidentului, cum... Da, s-a întâmplat, deci uitați. Aici, de fapt, cred că dumnealui a intrat așa, a vrut să traverseze, în momentul ăla a venit trenul. Din păcate, s-a rupt, ce s-a rupt la tren, conducta de aer. Nu e nimic, vorba aia, există pasionați feroviari, angajați, poate va repara cineva. Speram să nu fi fost mai grav, că... Aia este. Haideți să vedem și partea trenului, că totuși să filmez și acolo unde a fost lovit, că acolo n-am apucat să prind încă. Să mă anunțeați când vine alt autotor, ca să știu să nu... Uite, îndemn că rează. A, nu, că... Mă duc că trebuie să prind locul ăla la unde a fost lovit tren, că n-am apucat să-i prind. Să iau la imagine. Hai că te pedici. Da, știu, stați liniștit, nu-i mare... Stai, mă. Domn mecanic, nu? Da, nu e nicio problemă. Aveți loc, nu? Stau. Mă duc să iau la imagine.
Da, uitați, e groasă treaba. Din păcate. Haideți să vedem. E chiar. Da, uitați. Cred că aici undeva. Să vedem, da. La care scaroaf luat? Aici, cred că. Undeva. Cred că aici. Ha? Păi așa cred, nu știu, da. Nu, nu aici, la, cred că din coace. A, mai în față. Aha. Cred că aici undeva. Da, scara ruptă aproape. Ne întoarcem la locul accidentului ca să mai surprindem câte ceva. Dar al tren, când trebuie să apară automotorul ăla alt? Imediat.
Domnul! Zic, alt tren, cred că imediat trebuie să vină. Nu, că eu filmez acum, dar imediat urc. Știu. Stați liniștit. Nu e nicio problemă, numai eu aștept să vină și ăla la tren ca să-l surprinde aici. Da, dragii mei, cred că a doua parte a filmului voi încheia până vine celălalt automotor, dar din câte am înțeles, cred că de nu vine 549 sau 106. La ceva AMX va veni, cred că, pentru a ne prelua la Timișoara. Da. Cu asta fiind spuse, deocamdată rezultatul, nu știm, final i se va lua permisul de conducere la conducător auto, nu se va lua, rămâne de văzut ceea ce se va întâmpla. Până atunci ne vom reauzi după ce va veni celălalt AMX, adică automotor mai exact.